nimic. În Moldova, pe care PSD-ul a sărăcit-o în ultimii 24 de ani, și să încerci să minți electoratul și să iei din nou voturi după ce ani de zile Moldova s-a ales doar cu industria vândută la fier vechi, cu tinerii care au fost nevoiți să plece afară din țară să găsească un loc de muncă, de pe urma guvernărilor locale sau naționale roșii. Am fost la Roman, unde s-a inaugurat o fabrică în care vor lucra aproximativ 1200 de oameni, marea majoritate tineri și marea majoritate oameni care erau în șomaj și care reprezintă o reușită a administrației locale, a primarului de Roman, a celor care de la București l-au sprijinit pe primar.